Deși ficatul este singurul organ care se poate regenera singur, acumularea de toxine împiedică acest proces natural. Astfel, este important să știi care sunt semnele conform cărora în organism s-au adunat prea multe toxine și, de asemenea, cum să-ți ajuți ficatul să se regenereze. Pentru această băutură miraculoasă nu ai nevoie decât de lămâie și zer. Zerul este bogat în acid lactic, enzime, proteine, vitaminele B6, B2, B12 și C, potasiu, calciu, magneziu, fosfor și aminoacizi, notează Realitatea. De sute de ani este folosit ca remediu pentru stimularea apetitului și îmbunătățirea digestiei. Studiile din zilele noastre au dovedit că previne hipertensiunea, micșorează considerabil riscul de atac cerebral sau infarct, reglează nivelul de colesterol, crește masa musculară, previne osteoporoza, întărește sistemul imunitar și te scapă de stres, potrivit site-ului doctorulzilei.ro. Pentru această băutură trebuie să fierbi un litru de lapte și să adaugi în el sucul de la o lămâie, cât este încă fierbinte. Lasă-l să se răcească și vei observa că un lichid verzui și transparent se va transforma la suprafață. Acesta este zerul pe care trebuie să îl bei. Pune-l într-un recipient separat și păstrează-l la frigider. La fiecare masă amestecă o lingură de zer cu 200 de ml de apă și bea zeama obținută. Cu această soluție vei scăpa și de arsurile stomacale.